E un moment de mare fericire pentru noi. În clipa de față, toate terenurile sunt operaționale. Așteptăm și autorizațiile de construcție pentru clădirea de vestiare și de sală de forță și de recuperare. Tot ce mai avem nevoie, din clipa în care obținem autorizația, cel mult un an de zile o să fim gata și cu partea de construcție. A așteptat ceva rapid, dar îi vedem într-o bază frumoasă, pe Da. podium în Liga 1. Da, eu, din punctul nostru de vedere, sus, pe terenul mare de sus, o să se antreneze juniorii noștri de elită, după care mai sunt în continuare și terenuri pentru copii mai mici. Tot se vor uita cu plăcere cum se antrenează echipa mare. E o zonă de excelență. La cât se ridică investiția, domnule? Deci investiția totală, în clipa în care va fi gata și clădirea de vestiare și de sală de forță, cum spuneam mai devreme, în jur de 6 milioane de euro. Pe ce 3 locații? milioane, 3 milioane a costat terenul și încă 3 milioane sunt investiții. Asta a fost planul inițial. Probabil că o să depășim. Totdeauna bugetele sunt acolo ca să fie depășite. Pe baza aceasta cere performanță și așteptările la fel din partea fanilor către jucători, mă gândesc, și la fel și din partea conducerii. Da, sigur că da. Acum, o zi de mare fericire, cum ar fi trebuit să fie asta, e umbrită de situația nefericită cu Papo. Eu de aici mi-am schimbat programul, plec direct la spital ca să văd, să vedem, să ne întâlnim cu un chirurg, cu cel mai bun chirurg din țară, să aibă grijă de jucătorul nostru. Mi se pare fără sens. Oamenii ăștia intră pe teren ca să joace fotbal, este cariera lor, vor și ei să câștige un ban, să facă spectacol. Să le rupem picioarele în felul ăsta mi se pare fără sens, iar agresorul principal pentru mine este arbitru, care pur și simplu nu intervine atunci când trebuie să intervină. Ce puteți face? Pentru că doar niște comunicate așa pe pagina de socializare a clubului. Da, nu știm, nu, de chiar nu știm cum se poate să fie judecate lucrurile atât de diferit. Aseară am văzut, Doamne ferește, sper că Deac nu are o accidentare gravă, da? Aseară exact același lucru s-a întâmplat, cartonaș roșu. La noi același lucru se întâmplă, nu există cartonaș roșu. Dar nu puteți mingea, să faceți... mingea, e scoasă din, mingea e scoasă din poartă, gol valabil, nu mai e gol valabil. Nu, e foarte greu de înțeles. Federația pe o parte ne spune că e foarte mulțumită de investițiile care le facem, dar pe partea cealaltă, în spate, vine și ne faultează. Dar nu luați, da, în calcul, eu știu, să faceți un front comun, poate și cu ceilalți oficiali ai celorlalte cluburi din Superliga, și să luați cumva măsuri sau atitudine, că parcă ce ține de arbitraj sunt așa, de ceva stat în stat. Nu știu ce să vă spun. Eu, înainte să am cea mai mică legătură cu fotbalul, consideram că cineva care se plânge de arbitraj e cam la prima pereche de pantofi, așa, adică e o chestie de prost gust. Dar în clipa de față, lucrurile pur și simplu au degenerat. Vă gândeați că nici cu VAR nu se rezolvă problema? Da, eu am plecat de la premisa că existența VAR-ului, și vă rog să știți că, ca și organizatori, costurile pentru implementarea VAR-urilor sunt foarte mari. Noi plătim o grămadă de bani în clipa pentru arbitraj VAR. Ne așteptam ca VAR-ul să rezolve problemele. Nu știu ce trebuie să facă un adversar agresiv decât să vină de la spate, să-ți rupă piciorul, da? Și să nu primească roșu. Nu înțeleg ce când primești roșu dacă nici în condiția asta nu e roșu. Rapid a recuzat un central anume. Aveți vreun răspuns în acest sens? Dacă vă treziți cu dumnealui la centru? Sper din toată inima ca Nico împreună cu colegii din club să poată să rezolve problema asta și să poată să facă protestul către federație într-un final, să avem totuși un arbitraj coerent. Peste gard aici e pro-rapid. Există riscul ca și această bază să ajungă cândva în situația aia sau Doamne ferește, exclus? Da. Doamne așa ferește, s-a spus da. Și atunci, domnul Șucu, că Doamne, e cea mai modernă și da, da. Va rămâne rapidului. Da, ok. Da, bine. Deocamdată, din punctul meu de vedere, aici sunt investiții. Aici și la Coresi sunt investiții personale. Da? Practic sunt banii mei personali, impozitați. Puteam să fac orice cu banii ăștia. Pentru mine important a fost să văd mii de copii că fac sport, iar echipa mare este un exemplu enorm pentru toți copiii, ca să-i scoată din casă. Da? Ei sunt eroii copiilor, care este modul în care ei pot să-i scoți din îi pot scoate din fața calculatoarelor și aduce pe terenurile de sport. Baza de excelență, da? Sunteți pe podium, ce urmează pentru Rapid? Eu am spus-o de mai multe ori, dar nu mă ascultă deocamdată nimeni. Sigur că avem și setback-uri de genul respectiv, nu prea înțelege, poate
Poate alții care spun că Rapidul nu are o șansă, poate știu ei lucruri pe care noi nu le știm. Da. Pe ce loc ați clasat această bază printre cele ale echipelor din Liga 1? Nu sunt informat ca să vă răspund. Da, a citit ce s-a scris și anume că Rapidul ar fi favorizată în urmă cu ceva vreme într-un articol. Echipa federației sau ce? Cum ați reacționat? Da, nu am ce să spunem. Adică suntem favorizați pentru că închiriem de la același proprietar terenul de, de fotbal. Nu de asta, da, ceea ce se întâmplă în campionat, zic. Da, ok. Păi vedeți dumneavoastră dacă suntem favorizați sau nu. V-ați gândit că așa de repede o să ajungeți de la implicarea noastră la echipă să vă bateți acolo la primele locuri și să fiți, uitați, cu domnul Hagi în frunte? Cu... Da, eu... Adică v-ați depășit calculele, așteptările? Se întâmplă rapid, atunci rezultatele bune sunt, până la urmă, sunt expresia unei munci bine făcute. Eu consider că aici munca este bine făcută și este normal ca rezultatul să urmeze. Deci asta e logica. Da? Și logica va continua, adică indiferent de situațiile în care suntem puși în clipa de față, logica va continua, investițiile vor continua. Nu văd cum putem să fim deraiați. Da? S-a lansat informația că v-ar interesa să fiți președinte. Mă gândesc că ar trebui suporterii acum să nu vă țină pumnii dacă vă implicați politic. Maica ta Hristoase, niciodată. Da, niciodată. Nu am niciun fel de aspirații politice. Am murit, am renăscut. Dar nu e ciudat să fie aici la doi pași de ProRapid? Nu, vă dați seama. Ceea ce simt acum este o mare fericire și nu atât doar eu simt lucrul acesta, ci toți care am trecut, care am făcut și facem parte din istoria recentă a Rapidului, pentru că de fiecare dată când am intrat pe baza, pe poarta acestei baze, ne-am aruncat un ochi și în partea cealaltă și ați văzut în ce stare de degradare se află ProRapidul. Mai e nostalgie așa legată de ProRapid? Da, nostalgie sunt, dar am nostalgie și când văd aici, pentru că am jucat foarte multe meciuri la echipa de juniori în partea cealaltă. S-a construit aici după ce am plecat eu în 2006. N-am apucat să joc pe aceste două terenuri, că erau practic două terenuri, unde se află acum terenurile mici și acesta hibrid. Însă mă bucur foarte mult că până la urmă echipa revine acasă, pentru că aici va fi baza noastră de pregătire, jucătorii vor avea locul lor, un vestiar, casa lor, nu departe de vechea casă, dar sperăm că sudoarea și transpirația pe care o vor depune aici să resimtă și în jocul echipei și în poziția din clasament. Tu ce spui de supărarea? Odată cu această bază? Cum? Cresc și așteptările către performanță odată cu această bază? Normal, suntem la Rapid și tot timpul trebuie să ne gândim la marea performanță, dar asta nu înseamnă că vom arde etapele. Ușor lucrurile se schimbă mult în bine. E un lucru vital pentru o echipă care își dorește să bată pentru câștigarea campionatului și o echipă mare să aibă o astfel de bază de pregătire. Trebuie să mulțumim conducerii pentru că au fost făcute investiții foarte mari, investiții costisitoare. Însă fără aceste investiții e foarte greu să reușești și să performezi. Ce spui de supărarea aceasta a domnului Șucu vis-a-vis de ceea ce i s-a întâmplat lui Popo? Este o supărare a tuturor, începând cu primul suporter, terminând cu patronii clubului. Sunt lucruri care nu sunt normale. Noi am trimis de patru etape consecutiv, suntem dezavantajați. Am trimis, știți foarte bine, o scrisoare deschisă domnului Vasaras, la care am primit și răspuns. Din păcate, imediat etapa următoare s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Pape. Am avut situații similare. Ați văzut și situația de aseară. Pe noi nu ne interesează ce fac celelalte echipe. Vrem decât să nu mai fim defavorizați. Vrem să fim arbitrați corect. Iar când sunt decizii luate la același gen de fază, trebuie să fie luate la fel ambele decizii. Am avut decizia cu Ioniță de la Craiova când îi se acordă în primă fază cartonaș galben și apoi se revine asupra faultului și îi se acordă cartonaș roșu, ceea ce a fost un lucru corect, nu a comentat nimeni absolut nimic. Am avut decizia aceasta cu Papeu, care pur și simplu arbitru nici nu știu dacă a fost chemat să revadă faza. Sunt lucruri
care nu-și au locul și deja au început să devină supărătoare, pentru că noi pierdem jucători, pierdem puncte și automat jucătorii își pierd încrederea în ei, suporterii pun presiune, e normal, și lucrurile nu se îndreaptă către... Nu intră pe făgașul lor normal. De aceea ne dorim să tragem un semnal de alarmă, pentru că în ritmul ăsta nu se mai poate. Suporterii pun presiune și pe tine, scuze, pentru că au pretenții mai mari prin prisma locului pe care îl ocupi în comitet și spun că nu vrei să deranjezi, de fapt. N-are nicio legătură locul pe care l-am eu în comitetul executiv al federației cu deranjatul. Nu, din contră. Noi am dorit tot timpul ca lucrurile să se desfășoare pe teren, să fim arbitrați corect, atât noi cât și adversarii noștri, iar ceea ce se întâmplă pe teren se reflecte pe tabela de marcaj la finalul meciului. În ultimul timp, din păcate, au fost lucruri care nu trebuiau să se întâmple. Înțelegem că se pot face greșeli, cu toții facem greșeli, suntem oameni, dar au început să se repete contra Rapidului și lucrurile nu sunt normale. Crezi că sunt din revoință sau sunt slab pregătiți? Eu sper și încă mai cred că nu sunt făcute din revoință. Crezi că aceste probleme legate de VAR sunt doar în România? Nu știu, cred că am văzut împreună și meciurile din cupele europene și sunt decizii luate mult mai rapid, decizii controversate pot fi în toate campionatele din lume, dar o echipă să fie dezavantajată 4 meciuri consecutiv cu sistemul VAR, nu prea am văzut, sau poate nu știu. Ce veți face dacă va fi domnul Rusandu din nou la centru? Eu sper să nu mai fie la centru la un meci al Rapidului domnul Rusandu, pentru că pur și simplu s-ar inflama foarte mult lucrurile. Nici în camera VAR. Cu atât mai puțin. Domnul Rusandu ne-a dezavantajat și de la centru și din camera VAR, mai avea puțin dezavantajat și din cancelare, că am înțeles că este profesor domnul Rusandu. Bine, un meci special împotriva prietenului Moldă? Da, un meci special, sunt foarte mulți rapidiști acolo. O să ne bucurăm să revedem. Sunt sigur că și ei își doresc să facă un meci bun, să facă o figură frumoasă, să câștige. Felicit pe cei de acolo pentru acest început de campionat, acest parcurs pe care l-au până acum, dar la ora meciului noi ne dorim să câștigăm și sperăm să facem lucrul acesta. Din tot ce vedem astăzi la Rapid, această bază de excelență, locul în campionat, este dovada clară că Liga 1 avea nevoie de un Dan Șucu? Clar, fotbalul românesc avea nevoie de domnul Șucu. Ne bucurăm că a ales Rapidul. Ați văzut Vișiniu și la port și în suflet. Sperăm să facem treabă bună împreună și ușor să readucem acest club pe primele locuri ale clasamentului.